Salut, eu sunt Bogdan și în clipul de astăzi o să merg în magazin și o să filmez câteva plite cu inducție, o să fac o comparație între ele, de ce unele modele costă 1000 de lei, de ce altele costă 3000 de lei. Eu am ales bugetul acesta, dar dacă doriți să facem și comparativ cu modele mai scumpe de 3000 de lei, vă rog să-mi lăsați în rubrica de comentarii. Ne vedem din magazin, revin! Ok, am ajuns în magazin. Prima variantă e un model de la Beko care se vinde în momentul de față la 1250 de lei. Modelul de față e o variantă simplă cu 4 ochiuri. Ca și un câteva aspecte, e că după ce o pornim, selectăm ochiul pe care dorim să lucrăm, iar de aici avem butoanele pentru a da minus sau plus, ca să creștem sau să descreștem puterea sau treapta, mai bine spus. E un aspect mai neplăcut. Dacă ați văzut video-ul meu precedent cu modelul de la Electrolux, acest lucru se făcea printr-o glisare. Finisajele nu sunt foarte mari, în ideea că pe lateral e doar tăiat sticla și cam atât. Nu sunt făcute de diferite tișituri sau lucruri de genul acesta. O să mergem la un alt model să-l filmăm, să vedem o diferență. Eu toate pietele care le filmez încerc să le filmez și în funcție de performanțe, crescător și prețul și performanțele. Revin cu o altă variantă. Ok, am revenit la un model de la Electrolux. După cum o să puteți vedea, modelul de față tot așa vine cu 4 cercuri, 4 ochiuri simple. Spre deosebire de modelul de la Beko, după ce o pornim avem și funcție de pauză, iar pentru fiecare ochi în parte putem crește sau descrește puterea, nu prin plus, 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 minus, 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 ci prin a ridica sau descrește treptele. Avem pentru fiecare ochi separat, nu trebuie să selectezi ochiul ca mai devreme. Tot așa, modelul de aici are un anumit finisaj, o teșitură, se vede așa o mică diferență, o teșitură aici, deja oferim un pic de eleganță. Modelul ăsta deja se vinde la 1800 de lei, iar dacă tot suntem aici, o să filmăm și varianta de la ce am filmat-o mai devreme, ca și o diferență. Varianta tot de la ei, deja schimbăm culoarea, tot așa, unde e dunga asta, diferită ca și culoare, e o teșitură. Avem zona de lucru care se poate uni. Iar aici putem, prin glisare, să creștem sau să descreștem puterea. După cum ziceam, de aici glisăm pentru a crește sau descrește treptele de lucru. Aici putem uni cele două zone din partea stângă, ca și zona de lucru, funcție de pauză, iar ea se vinde în momentul filmării cu un preț de 2250. În momentul filmării este aproximativ la data afișării pe YouTube. Bun, o să mergem mai departe să vă prezint și alte modele. Tot fiind la standul Electrolux, modelul de aici mi-a captat atenția, am zis că s-o filmez și pe aceasta. Este un model de 80 de cm, ziceam că filmez până într-un buget de 3000 de lei, dar are un preț foarte bun acum, de sub 3000 de lei. Aici avem un afișaj color care ne ajută în gătire. Tot așa, în partea din stânga avem zona care se poate uni ca și zona de lucru. Și, de exemplu, ce mai are funcție de aici, care ajută la prepararea uniformă a alimentelor. De exemplu, când facem genul clătită, genul pancake sau chestii de genul. Aici avem deja un ochi foarte mare, când punem un vas mare să ne ajute în gătit, să nu avem probleme. Tot ca mai devreme, avem așa teșitura asta aici, se vede un pic cam greu, cum erau și la celelalte modele. Bun, mergem mai departe. Bun, am venit la standul Beko, unde, ca și un aspect, deja nu mai avem butoanele prin glisare, ci avem treapta de minus și plus, dar avem pentru fiecare ochi în parte. Adică selectăm zona care vrem să lucrăm. Modelul de față se vinde la 1260 de lei, aici e panou de comandă, funcția de blocat, funcție de pauză și unirea celor două zone de lucru, tot așa cum vă prezentam mai devreme de la firma Electrolux. Asta deja nu mai are niciun fel de finisaj, doar e tăiată de roata. E un model mai simplu. Asta, cum ziceam, e 1260 de lei, un preț foarte bun din punctul meu de vedere. Ok, acum am venit la firma Electrolux. M-a captat atenția pentru că are o ramă de inox de jur împrejur și putem să avem o protecție suplimentară. Panoul de comandă are pornit, modelul acesta se conectează cu hota, dacă știe și ea acest lucru, funcție de blocare.
tasta de pauză și tot așa pentru fiecare ochi în parte avem comenzile, stânga-dreapta. Și de aici avem un cronometru care putem regla, să știm că au trecut cele 5 minute până fierbă diferite preparate. Ea se vinde acum la 1500 de lei, un preț foarte bun în magazine. Tot aici, un alt model de la firma AEG, tot așa un model mai lat, de 80 de centimetri. Panoul de comandă e cu glisare în partea de sus. Se pot conecta cele două ochiuri. Aici avem linia care ne unește până în capăt, dar avem și în partea dreaptă, cum vă ziceam în clipul precedent, cu plita Electrolux, că se pot uni și ambele părți. Și modelul acesta are un preț foarte bun, este la 2100 de lei. Și tot așa avem diferite teșituri și pe o latură și pe cealaltă latură. Când se incorporează perfect în mobilă, va culca foarte bine. Din păcate nu pot să o filmez foarte în ansamblu, dar chiar are un preț foarte bun, adică multe specificații la bani ok, plus că mai are și funcția de a conecta plita cu hota, mi se pare super ok, și tot aici tasta pentru a porni cele două zone împreună și funcția de glisare plus timer pe fiecare parte. Bun, o să mergem să filmăm un alt model, revin. Bun, un alt model de luat în seamă este de la firma Grunding. Avem tot așa o teșitură doar pe lateral, partea asta la altă deja nu mai are. Avem simbolul că este o plită pentru inducție. Tastele pentru pornit, blocat, zona pentru a conecta cele două suprafețe. Aici e marcat diferit. Așa. Panoul de comandă central și tot așa prin glisare și la cronometru și la partea de creștere, descreștere, putere. Și avem o funcție eco, să reducem consumul. Tot așa avem funcție de pauză pe butonul de start. Așa tot ei, numai că nu e o plită cu inducție, au o plită cu o ramă metalică. Se pune un pic accent pe lucrul ăsta în ideea pentru o protecție suplimentară. Deși e cu vitroceramic, am zis că vă arăt și pe aceasta, tot așa cu glisare. La sfârșitul videoului o să vă spun, o să tragem o concluzie și modelul acesta se vinde la 2300 de lei, un preț foarte bun. Bun, mergem mai departe. Ok, aici am e un model care mi-a captivat atenția, de la marca Whirlpool. Pentru fiecare ochi individual avem sistem de glisare, are ceasuri pentru a pune timerul. Aici în partea dreaptă, diferite funcții pe care ni le arată, zona din partea stângă care se poate împreuna, cea din partea dreaptă e simplă. Sunt două ochiuri simple. Ea acum se vinde la 1900 de lei, dar nu are preț cu promoție. Deci s-ar putea să prindem și un preț mai bun. Pe lângă faptul că multe modele în general au între 1 și 8 sau 9 trepte, aici avem 18 trepte, deși modelele prezentate mai devreme aveau undeva la 14. Chiar un model de luat în seamă. Modelul de față are 60 de centimetri lățime. O să vă prezentăm și o altă variantă. Tot așa cu o ramă metalică de la firma Gorenje. Nu mai are teșiturile acelea, e făcut un pic mai simplu, dar se simte rezistent, se simte bine. Cum vă ziceam, în partea de stângă puteți pune un vas mai mare, că puteți să uniți cele două zone de lucru. Din păcate, la modelul de față, doar când o pornesc, mi-apare panoul de comandă, iar de aici cresc sau să descresc puterea. Cum vă ziceam, cea de la Whirlpool are 18 trepte, asta are doar 9 plus funcția booster, adică puterea maximă la o atingere. Modelul de aici se vinde la 2100 de lei. Aici ne arată că autodetect, dar oricum inducția detectează automat vasele când le sesizează. Așa avem și o imagine cum ar arăta ea pornită. I-am făcut și o poză totuși ca să o atașez, să vedeți mai bine. Ok, un alt model care mi-a captat atenția e modelul acesta de la firma AEG. Tot așa știe să se conecteze cu hota, treptele de putere, timerul. Și o chestie ce știe e că zona asta de aici
care abia se vede din păcate pe cameră, așa e un pic mai bine, are anumite zone de lucru, are una, două, trei, patru și ele se pot uni cum se văd aici pe imagine, așa. Dacă vrem să folosim toată suprafața cum arată pe partea dreaptă sau un ochi micuț plus o zonă mai mare în funcție de vas sau jumătate, cum ar fi două ochiuri normale, și aceasta are un preț foarte bun de 2550. Ca și finisaj pe lateral are aceste teșituri. Filmând cu telefonul din păcate nu reușesc să focalizez, dar așa, acum aici se vede, asta e partea din fața panoului, iar aici e pe cea laterală. Dacă se varsă supa, curge mult mai frumos de pe vas. Ok, și o să mai filmăm un singur model, că am zis că să mă opresc într-un buget de până în 3000 de lei, care mi-au captivat mie atenția. Mergem mai departe. De fapt, o să filmăm două modele. Bun, tot așa ca și modelul pe negru, avem treptele de lucru pentru fiecare zonă în parte, zona din stânga care se poate uni, culoarea este foarte interesantă, nu, deși ca și la Electrolux aici avem zona asta care e sticlă, 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 nu are același finisaj cu cel de din zona asta, aici e un pic mai aspră, aici e finuță. Al șaselea sens detectează vasul când începe să dea în clocot, de aici putem activa funcția și nu lasă să dea în clocot cât să fiarbă, să se verse preparatul. Sper că m-am exprimat destul de bine. Modelul e la 1950, iar aici avem o mică teșitură. Și piesa de rezistență din acest clip e modelul acesta. Un mic dezavantaj e că e mai lată, e de 65 cm. Ei spun că au 8 zone de gătit, fiecare pătrățel 1, 2, 3, 4 plus celelalte 4 se pot împreuna când vrem să gătim cu un vas mai mare. Smart Sense, cum le spun ei. Și aici avem un afișaj care o să ne apară când e pornită pe un nuanță de fundal albastru. Tot așa avem și un cronometru, iar de aici avem funcția de a glisa pentru a crește sau desprește puterea. Modelul ăsta se vinde la 2350 de lei, e un preț bun, zic eu. Iar la sfârșit o să facem și un rezumat despre ce am vorbit în acest clip. Vă salut! Ok, am terminat de filmat, am ajuns acasă, acum vom trage concluziile pentru ceea ce am filmat, o să facem un mic rezumat. Bun, ca și diferențiere prin preț între ele e că e vorba de producător, unii producători au un preț mai mic sau modele mai ieftine, unii producători au produse mai scumpe. Fiind un producător de top, dau un exemplu YGO sau chiar miele, vorbim de costuri de achiziție mult mai mari. După aceea ar veni cât e de simplă sau de complexă produsul. Cum vă prezentam la început, am început cu varianta aceea simplă cu 4 ochiuri, unde selectăm individual fiecare ochi și e un pic mai complicat. Finisajele pe care le are de roata, nu s-a dat foarte multă atenție, iar costul probabil de producție a fost unul micuț. Încă o diferență ar fi, de exemplu, funcțiile pe care le are. Cum vă prezentam, unele modele au glisarea aceea pentru fiecare ochi în parte, sau poți să selectezi ochiul și să glisezi. Cea prima prezentată era, cum am zis, selectați ochiul, după aia crește sau descrește puterea. E mai neplăcut, să zic așa. După aceea ar fi țara de fabricație. Unele locuri produc produsele mai scump, altele produse sunt făcute mai ieftin. Cum ar fi, nu știu, în Germania, automat costul angajatului este mai mare, atenția la detalii, calitatea produsului, chiar făcând un test, unde am testat plita aceea inducție versus electrică, când am ridicat una din produse era mai grea decât cealaltă și costul era undeva la 1000 de lei diferență între ele. Încă o diferență ar fi dimensiunile pe care le are. În standard ele vin de 60 de centimetri, sunt și mai late. Ați văzut, unele modele au și rama aceea metalică, o chestie de design sau practic în cazul în care scăpăm ceva pe colț, o protejăm. Bun, din punctul meu de vedere merită investit într-una de
un buget mai măricel în detrimentul unei mai ieftine, pentru că ne ușurează munca. Cum ar fi zona aceea lungă unde pot să pun un vas mai mare, sau cum prezentam acea marcă unde plita este mai lată și automat pot să folosesc toată zona, pentru că avea 8 zone de gătit și pot să pun un vas mai mare când fac ceva, un preparat cu o cantitate mai mare. Sau, de exemplu, m-am pus, de exemplu, diferite iconițe pe prezentare, în care avea diferite funcții speciale pentru fierbere, pentru presou de cafea sau lucruri de genul acesta. Sper că v-a plăcut acest clip, sper să îmi sugerați și alte variante. Dacă doriți să fie un pic mai scump, un pic mai ieftin, găsim și mai ieftine de 1000 de lei, dar am zis că un preț rezonabil din punctul meu de vedere este între 1000 și 2000 de lei, dar am zis hai să fie o plajă mai mare de produse, deși majoritatea s-au cam oprit undeva la până în 2500 de lei. Eu am filmat doar o parte din produse, sunt mult mai multe, trebuie să am grijă cu muzica ambientală care se aude, să feresc video de probleme. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să-mi lăsați în comentarii sugestii, idei. Vă mulțumesc că v-ați uitat!